Academia Teologică Ortodoxă din Moldova, membru a Comisiei de Îndrumare și în calitate de referent. Și avem onoarea să prezentăm doamna Ludmila Roșca, doctor habilitat în filozofie, conferențiar universitar, Departamentul Filozofie și Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova, deci conducător științific și la fel cea de-a doua funcție, astăzi secretar al Consiliului Științific. Vă mulțumesc! And of course, Ms. Roșca, who is our scientific advisor, also here today, she's going to be the secretary of this commission. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, oferim cuvântul doamnei Ludmila Roșca pentru a ne aduce la cunoștință despre actele prezente pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și în acest sens dosarul este completat și începe cu cererea Nohăi Albachilei de a-i fi aprobată tema de cercetare. Apoi urmează decizia Comisiei de Îndrumare privind recomandarea tezei de doctor în științe politice spre susținere publică. Deci aici avem toate semnăturile conducătorului științific, membrului Comisiei Valentin Beniuc, membrului Comisiei Vasile Sacovici, membrului Comisiei Petru Furtună. Stimați colegi, această comisie este afișată și în autoreferat înainte de comisia de doctorat. Okay, so Ms. Roșca has just presented all the documents that are in this map, including the opinion for PhD thesis and also the signatures of all the commission board, which is also included in this auditorium. Ședința Comisiei de Îndrumare a avut loc în data de 22 iunie 2022 în regim online și în procesul verbal este indicat și link-ul. Prin decizia Comisiei, this PhD program in Solent, which was online as a further understood, right? Okay, prin decizia Comisiei au fost făcute unele observații, recomandări, there were some recommendations and suggestions made, ca răspuns la care autoarea a completat tabelul de corectări și aici este indicată pagina de lucrare și ce s-a corectat. Okay, and you, taking this into consideration, you made or completed the table with all the corrections and also you indicated the level of the correction. De asemenea, la Comisia de Îndrumare a fost făcută recomandarea Consiliului Școlii Doctorale a Comisiei de Doctorat. Okay, there are also some recommendations from the School of PhD School. Okay. Da. But după 22 iunie din august, noi am trecut prin absorpție. Și instituția la care s-a lucrat asupra tezei, Academia de Administrare Publică, And according to the merge of the institutions when you started to write this PhD thesis, a fost absorbită de Universitatea de Stat din Moldova. And now it is State University of Moldova, not public administration institution. Astfel, au fost făcute modificări în componența Comisiei de Doctorat conform noilor cerințe. Iar în data de 29 decembrie a fost aprobată noua componență a Comisiei de Doctorat pe care ați auzit-o. Așa, noi am ajuns la ziua de azi,
Înainte de asta am mai avut o ședință a comisiei de doctorat la care am discutat momentele organizatorice. În data de 7 aprilie 2023, comisia în componența nominalizată va asculta, va aprecia, va evalua teza de doctor în științe politice, sistemul de învățământ ca factor de integrare al minorităților naționale în societatea izraeliană, politici educaționale. So beforehand, as we know, there were a lot of meetings with the Commission Board, with new members of the Commission Board, and that is what to do with this Commission Board. Consider că este necesar să adaug că toate observațiile care au fost făcute la prima ședință preliminare de aprobarea tezei autoreferatului au fost înlăturate cele observații și avem varianta finală pe care autoarea astăzi vine să o susțină public. Okay. All the recommendations and suggestions were taken into consideration, and that is why a new final version of the PhD thesis is going to be presented today. And we're going and we're looking forward to listening to you. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim mult, doamna Roșca. Și acum invităm pretendenta la titlul de doctor în știință să-și expună pe parcursul a 20 de minute rezultatele obținute în urma cercetării acestei probleme. Poftim! Ok, so you have 20 minutes to present your PhD thesis, after which we're going to discuss it. Okay. Hello everyone. I am happy to meet the two members of the community again and to thank you and my professor, Professor Ludmila Roșca, for the support through the way. As you know, the subject of my research is the educational system is the integration factor of national minorities in Israel society. And then I will present my summary of the thesis, a clone, the conclusion and the recommendation. Okay. Adresez doamnei Roșca Ludmila pentru tot suportul. Astăzi, cum dumneavoastră știți, eu am să fac o prezentare la teza mea de doctor sistemul educațional ca factor integral a minorităților naționale în statul Israel și eu voi prezenta sugestii și recomandări și concluzii. Da? Mm-hmm. Minorities in Israel, the state of Israel consists of several population groups which can be divided into minority and minority population. As of September 2022, approximately 73.70%, about 9.593 million residents of Israel are Jewish. Approximately 21.1% of home are Arab Muslim, Arab Cherkessy or Druze. Approximately 5.2% of them are Arab non Arab Cherkessy members of other religious. The regulation class classification in the Ministry of the Interior. The minorities. Okay. Statul care pot fi divizat în populație majoritară și minoritară.
Cum previzi septembrie 2022, aproximativ 73,7%, ceea ce constă 9,593 milioane de reședinți din Israel sunt evrei. Aproximativ 21,1% din care sunt arab musulmani, arab creștini sau druși. Aproximativ 5,2% sunt non-arab creștini, membrii diferitor grupuri religioase și clasificări religioase conform ministrului a afacerilor interne. The minorities population, which are 21% are evident according to the figure on the left, where you can see that the Bedouin society in 15 of 85 of the total Muslim minority in Israel. Populații minoritare, din care sunt 21%, sunt divizate, ceea ce puteți vedea la tabelul de stânga, ceea ce constă societatea beduină, care prezintă 15% din 85% din minoritarea musulmană din Israel. Current status of the Bedouin minority in Israel. The Bedouin society in Israel is considered a minority society within Israeli society, and the numbers about 389,116 live in the southern part of the country, and about 110,000 live in the north part. The compression of the Bedouin society in the accordance with what can be seen here. The most significant figure is 51% of the age range of educational framework in Israel, zero the 18 that is half the Bedouin population is sort of to participate in the educational works in Israel. Starea curentă a minorității beduine în Israel. Societatea beduină în Israel este considerată o societate minoritară în cadrul societății israeliene. Ceea ce este circa 389.000 de reședinți. Starea demografică din statul Israel este 9,5 milioane, ceea ce înseamnă că societatea beduină este 4,1% din societatea. 8,616 trăiesc în partea de sud din țară, în timp ce 110.000 trăiesc în partea de nord. Starea demografică a societății beduine este în concordanță, ceea ce noi putem vedea în tabele. Cea mai importantă cifră este de 51%, ceea ce este vârsta cuprinsă între 0-18 ani, ceea ce înseamnă jumătate din populație beduină care este sau poate să fie să aibă participare în structura educațională în statul Israel. The two preferred areas differ in their treatment of the part of the Israeli government throughout the years. The northern region where most the Muslim and the Charter school population leaves receiving more civilian support than the southern region where the minority of Bedouin society lives. Therefore,
nerve gaps are revealed, regathering and integration of the members of the minorities in the majority society with an emphasis on the Bedouin society. We see the presented within the verses. Două domenii periferice se diferă în ceea ce ține abordarea guvernului israelitan pe parcursul anilor. Regiunea de nord, unde mai mult musulmani și creștini trăiesc, primește un suport civil mai mult decât cel de sud, unde majoritatea societății beduine trăiesc. De aceea, foarte multe lacune sunt revizuite în ceea ce ține integrarea membrilor minorităților în societate majoritară cu o subliniere sau bază pe societate beduină, ceea ce noi vedem în tabel. Which leads to low number of reductions of higher education and gaps in occupations, employment and professional development. Naturally, this will be reflected in the wealth gap between the Jewish and the Bedouin. As a member of the Bedouin society, I decided to focus this research specifically on the Bedouin society, which is more affected than all the other minorities groups who are more capable of taking care of themselves too. Divergența aceasta duce la un număr scăzut de cei care primesc education. Completarea gradului universitar, tot așa lacune în ocupații, angajamentul și dezvoltarea profesională. Putem să vedem și că este reflectat gaura aceasta și în salarii între evrei și beduini. Ca membru societății beduine, eu am decis să mă axez asupra cercetării specific pe societatea beduină, care este mai mult afectată decât celelalte grupe minoritare, care sunt capabili de a avea grijă de sine stăcător la o anumită măsură. Okay, the research aims, are one, review and analysis of captives in theoretical approaches, two, review and analysis of the productive approach of the to the integration of national minorities, three, review and historical analysis of the education system, forming methodological approaches of, for the study of the educational and cultural integration, five, analysis of the society into the national education system in Israel, six, analysis of the sexual models Scopurile investigării sunt 1. Revizuirea și analiza conceptelor în abordare teoretică, revizuire și analiza abordării productive spre integrarea națională a minorităților, revizuire și analiza istoriografică asupra sistemului educațional, formarea abordării metodologice pentru studiul educațional și integrării culturale, analiza procesului de integrare a membrilor din societatea beduină în sistemele educaționale naționale din Israel și modele de succes sau analiza modelelor de succes în lume. I assume from my experience
each factor depends on the other, and the success of will contribute to the success and their another and so on. Increasing and properly and maintaining the authorities biggest will support the contribution of the education and the welfare system that will leverage local leadership that will lead the society into the 21st century here and so on. Aceste patru factori au fost alese deoarece, în opinia mea, numai ei împreună pot crea o abordare corectă, fiecare factor depinde de celălalt și succesul unuia va contribui la succesul altuia. Atenția adecvată este asupra dezvoltării sistemului educațional care va contribui la asigurarea membrilor societății beduine cu dezvoltare economică și ocupațională. Tot așa, controlând în mod propriu bugetul autorităților, va sprijini construirea educației și bunăstării care va duce la o societate în secolul 21 spre uniunea nouă. As part of the proposal for educational innovation, I decided to focus on two required directions. One is educational policy that relies on infrastructure support, and the other one, the infrastructure issue. Envision in the educational policy, one respond to the below participation rate ratings to preventing dropouts from the education system. Three, a response to the low level of academic ethnic benefits for improvement to technological education. Ca parte a propunerii din inovație educațională, eu am decis să mă acces pe două direcții. Prima este politica educațională, care se bazează pe suportul din infrastructură, și alta este infrastructură de semestăcătoare. Inovația în politica educațională. Un răspuns la participarea relativ căzută, prevenirea plecării din sistemul educațional, răspunsul la atingeri academice de un nivel scăzut, educație tehnologică. Cred că aici s-a avut în vedere premierea studenților cu calificări înalte. Final conclusion. The summary of the final conclusion includes the following. The policy line of minorities dissemination of cultural religious background communities and even grounds and become more meaningful to extremists and mental physiological illness process of the Bedouin minorities to lack of
physical and human infrastructure, that's it between minorities member to non-economic processes which lead them relatively low income employment. They, despite the descriptive funding of policy line multi budget programs and direction from centers establishment for from the funding of the sub chapter 2.2 and 2.3, the researcher concluded how with while and altering the educational integration in the population promoting factor for the minority members, the minority majority society and the state to set the policy. Concluzie. În linie de politică, discriminarea minorității pe bază culturală și religioasă continuă și încă crește și devine mai perceptivă mulțumit sau din cauza extremismului și distanței mental-fiziologice în minoritatea beduină, lipsa infrastructurii fizice și umane, care, din păcate, previne membrii societății beduine de a se încadra în profesii non-economice, ceea ce rezultă în angajarea de un venit foarte scăzut, necătând la găsiri descriptive în politica dată, programul multibuget și direcții de centre de stabilire, ceea ce puteți găsi în subcapitolul 2.2.2.3, cercetătorul conclude cum poate fi îmbunătățită situația și integrarea educațională, ca populația să fie sau să aibă un factor promovator pentru membrii minorității, societății majoritare și statului care stabilește politica. Last slide. My main recommendation the proportional for invention that I propose to other countries is the model proportion as a recommendation to the local government in Israel, as you can see in the next slide. The main recommendation for the focus of the research on four main aspects for sexual integration of Bedouin society in the Israeli education system, in order to make a more positive trend in the economic, educational, cultural and the political integration of Bedouin society in the Jewish society, the majority, the emphasis on a policy line will be on the following factors of integration process. One, education, two, application, three, local authority, banks and anonymous, the economic organizational ability, four, personal sense of security. Propunerea pentru inovare pe care eu o propun pentru alte țări este modelul propus ca o recomandare pentru guvernul local din Israel. 1. Recomandarea principală se bazează pe 4 aspecte principale pentru integrarea de succes a societății beduine în sistemul educațional din Israel, ca să facă mai multă tendință pozitivă în integrarea economică, educațională, culturală și politică a societății beduine în societatea evreiască ca majoritară. Baza pe politică va fi pe următoare factori de integrare sau de
membre a procesului de integrație. 1. Educație, 2. Ocupație, 3. Bugetul autoritar local și abilitate organizațională economică și 4. Simțul personalului de securitate. Okay, recommendations for the establishment of the national mechanism that promotes the integration of the Bedouin minority through the educational system into the majority system in Israel. Here we can see that the structure of the mechanism, it is a subject that requires emphasis and the idea that the managed by national mechanism that integrates between leadership in decision making and directing the required policy. Recomandări pentru stabilirea mecanismului național care promovează integrarea minorității beduine prin sistemul educațional în societatea majoritară din statul Israel. Aici noi putem vedea structura mecanismului, subiecții, cerințele, ideea care a fost controlată de către mecanismul național care integrează liderii beduine într-un proces decizional și determinarea a politicii care este cerută. Thank you for your listening. Thank you, Noha, for your presentation. Da? Și acum invităm membrii Consiliului Științific să vină cu careva întrebări dacă au apărut pe parcursul prezentării lucrării de către pretendenta la gradul științific de doctor în știință. Dacă îmi permiteți. Da, domnul Spânceanu, poftim. Da, noi suntem puțini, deci prin urmare va trebui probabil fiecare din noi să contribuie cu mai multe întrebări. Eu am formulat aici câteva, le voi sintetiza doar în 5. Cer scuze, deci eu, facem toți, da. Toți membrii Consiliului pun întrebări, Noha și le fixează, dar notează, și după aia da. Da. Da, dacă îmi permiteți, eu voi formula întrebarea și în română și în engleză, ca să fie mai ușor, pentru ca să nu apară deci, dificultăți de traducere care să influențeze asupra esenței acestor întrebări. Deci, prima întrebare este legată de faptul că totuși această teză este susținută la specialitatea științe politice, teorie, metodologie, politologie, instituții și proces politice. Deci, prin urmare, întrebarea sună așa. De ce considerați că integrarea beduinilor, a minorității beduinilor în Israel, este o problemă politică? First question, my first question, and you have to write some of these questions, okay? First question is related to the fact that this thesis is defended to political science. So, first question is why do you consider the integration of Bedouin minority is a political question, is a political problem? Okay, please write this question somewhere and prepare for the answer. Okay, this is question number one. A doua întrebare este legată de faptul că deci sună în felul următor. Teza este legată de minorități naționale. Da? În conținut apar și minoritățile religioase. Deci întrebarea sună așa. Cum considerați dumneavoastră, deci este oare o diferență dintre integrarea minorităților naționale și minorităților religioase în Israel? Second question is related to the fact that the topic of the theme of the thesis is related to national minorities. So the question is, second question is, there is a difference. Do you consider there is a difference between integration of ethnical minorities or national minorities is different than religious one? Yeah, because in the context, in the thesis, we can find also the syntagma of religious minority, Muslim minority. Yeah?
Întrebarea a treia este legată de, mai ales, de deci, diverse aspecte conceptuale sau de concepte mai mult, așa, care se utilizează în viziunea mea, ele cumva trebuie sistematizate și explicate, da? Întrebarea sună așa, este oare o diferență dintre, sau ce înseamnă societatea în viziunea noastră? Societatea izraeliană, deci evreiască, da? Se utilizează termenul Israelo-Jewish, da? Israeli-Jewish, și dacă este posibil de utilizat, iată, așa noțiuni cum ar fi Israelo-Arabă, Israelo-Beduină societatea, și dacă este o diferență între minoritatea arabă și minoritatea beduină, iată, pentru noi ar fi interesant să auzim opinia dumneavoastră, da? Question number three is related to notions. What do you use in your thesis, yeah? in your work? There is a difference between Arab minority and Bedouin minority. And if you use, for example, in page number 5 here, Israeli Jewish society, yeah? It's possible to use Israeli Arab society, Israeli Bedouin society. And maybe it is better to use not Bedouin society, but Bedouin community. I don't know. This is a question, okay? Întrebarea numărul 4. Întrebarea numărul 4 este legată de dacă considerați dumneavoastră că statul Israel este unul democratic. Da? Și, ca, și dacă, da, fiindcă în teză apar așa sintagme că statul evreu, da, nu este democratic sau are probleme cu democrația și mai departe, deci îmbunătățirea democrației și mai departe. Dar cum evaluați la momentul de față? Este oare democratic statul Israel? Dacă, iată, cum evaluați noastre politicile publice în domeniul educațional care ar contribui la democratizarea statului Israel? Do you consider the Israel as a state of Israel is democratic state or not? Do you consider, how do you evaluate public policies in education? These public policies in education in Israel can contribute to democratization of the Israeli state, of the Israeli society or not? In this very moment. And the final question. Ultima întrebare, a cincea, da? Experiența integrării beduinilor în societatea din Israel, care este contribuția pentru Republica Moldova? Cum poate beneficia Republica Moldova? Prin ce este valoroasă această cercetare, viziunea dumneavoastră, deci prin experiența aceasta integrării beduinilor, da, în statul Israel pentru Republica Moldova? How do you consider the experience of integration of Bedouins in Israeli society have a value for Republic of Moldova? How can we use this experience? How can you use the results of your research in the Republic of Moldova? Yeah. Thank you very much. Vă mulțumim mult, domnul Sprânceană. Alte întrebări? Eu îmi cer scuze, Sprâncean, fără ea. Mersi, vreau. Da, corect. Domnul profesor Fortuna? Domnul Sprânceanu mi-a acoperit niște întrebări care mi-a părut, în special atât cu practica din Israel, deci care s-ar putea utiliza sau folosi în Republica Moldova. Dar, mi-ați spus așa, nu știu, vreau să spun câteva cuvinte despre doamna Mohai, eu la început. Deci acum sesiunea de întrebări, da? Deci domnul Fortuna, nu aveți întrebări. Doamna profesor, deci Gaudenhoff, dumneavoastră aveți câteva întrebări? Da, aș dori să dau întrebări, dacă mă auzi și dacă se poate. În primul rând, o întrebare legată de analiza comparativă pe care doctoranda a făcut-o. Domnia sa a făcut analogii cu destul de multe țări care au minorități și o varietate mare de grupuri etnice și întrebarea mea ar fi care model v-a atras atenția în sensul că s-ar potrivi mai bine în cazul lui Israel?
Iar cea de-a doua întrebare se referă la un concept pe care l-am găsit foarte interesant în lucrare, și anume acela de alienare reciprocă cu efecte sociale între societatea israeliană și cea beduină. Și întrebarea mea este dacă ar putea, dacă doamna Noha crede că ar putea fi depășită această alienare prin educație. Mulțumesc! Da, vă mulțumim mult, doamna profesor! And it is connected to which model, which model captured your attention in the research, and if this alignment, reciprocal alignment, will overcome education. Da, vă mulțumim mult și vin și eu cu o întrebare. Deci, Noha, da? Spuneți-mi, vă rog, deci, făcând această analiză comparativă a integrării minorităților biduine și arabe în Israel, da? Care sunt acele strategii sau ce strategii aplică Israelul pentru a eficientiza integrarea minorităților, în special a minorității biduine, în sistemul de învățământ? Mersi mult! Which strategies do the Israeli government carry out to integrate the Bedouin society into the Israeli system, the education system as a whole? Da, acum am rugat ca doctoranda să se pregătească și în timp ce doctoranda se pregătește să ne dea răspuns, rugăm conducătorul științific să ne vorbească, să ne prezinte activitatea împreună cu doctoranda. Îți pregătești, șapturnă. Este într-adevăr o colaborare foarte și foarte interesantă, începând cu septembrie 2020. Pentru mine această temă este de interes științific, deoarece consider că integrarea în societatea tuturor grupurilor, inclusiv celor minoritare, ține de stabilitatea și coeziunea socială, stabilitatea sistemului politic. Dacă noi oferim atenție minorităților naționale, putem aștepta rezultate în sensul că vom avea o societate unită, că vom avea o societate pregătită pentru a realiza proiecte politice, strategii frumoase. Și chiar foarte, foarte bine orientate în viitorul societății. Eu am citit lucrarea în mai multe variante și vreau să vă spun că de câte ori citeam, fiindcă, mă rog, nu cunosc engleză, așa a trebuit să facem traducere și să lucrăm cu intermediar. Am avut așa un tutore în Israel, Iulia, care știe limba rusă, și comunicam când nu se înțelegea cu limba rusă, cu limba arabă, cu ce limbă doriți ca instrumente de comunicare. Oricum eu făceam analogia, nu vă supărați, vă rog, dacă cineva crede altfel, romi, unde abandonul școlar este o problemă serioasă și la noi și în România. Și alte minorități care la moment încă nu cunosc limba română, dar trăiesc de 10 ani de zile în Republica Moldova, iarăși pun întrebări, iarăși pun, apar dificultăți. La mine apare întrebarea, de ce? De ce este așa o atitudine de ignorantă față de cultura majorității
Și ca urmare, pun întrebarea, dar majoritatea a făcut tot ce trebuia să facă ca societatea să fie prietenoasă. Ca în societate să nu apară dezbinări, să conflicte, contradicții și așa mai departe. Vedeți că astăzi noi constatăm că, într-adevăr, de aceste, știu eu, dificultăți se folosesc toți cei cărora nu le este lene să promoveze niște interese politice. Revenind la colaborarea mea cu doctoranda Noha, pot să spun doar că tare, tare și-a dorit să-și afere minoritatea etnică, venind din grupul beduinilor, văzând atâta nedreptate și discriminare, deși trebuie să spun că am avut diferite discuții cu reprezentanții diferitor minorități și se face mult în Israel. Mult se face pentru a diminua decalajul, inclusiv în școală. Dar se simte, se simte că în satele beduine care sunt descrise, regiunile care sunt descrise în teză, oamenii suferă. Desigur, am să o spun direct, nu suferă toți. Suferă cei care vor să știe, cei care vor să se integreze, cei care vor o șansă la o viață mai bună. Și iată, aici vreau să zic că rezultatele investigației, în mare parte, empirice, trăite, suferite, sunt că autoarea a abordat adecvat, în opinia mea, integrarea socială. Ea analizează diversi factori, inclusiv evidențiază factorul minorității etnice, dorința acesteia de a se integra. Fiindcă e ușor a te plânge, e ușor a critica, e ușor a spune că, uite, nu mi-o feră, nu acordă atenția cuvenită. Dar aici uitați-vă că autoarea poate fi crezută că sunt decalajele, fiindcă ea ne demonstrează cu cifre. Salariul acolo, ocuparea acolo, calitatea profesorilor acolo. Și clar că pe ultima poziție se află școala unde învață reprezentanții acestei minorități. Am susținut-o și o susțin, fiindcă mi-a plăcut perseverența ei. Undeva se, știu eu, se încurca, veneam și descurcam situația, așa încât până la urmă să ajungem la o concluzie general acceptabilă. Mai mult ca atât vreau să spun, semnificația acestei lucrări pentru societatea moldovenească. Eu fiind coordonatorul unui proiect național și la anul 3 având planificată o monografie colectivă, i-am solicitat autoarei să prezinte un articol de sinteză pe care l-am tradus în limba română și poate fi utilizat ca suport pentru cei care se ocupă de politici educaționale în Republica Moldova, pentru cei care au problema integrării reprezentanților minorităților naționale, minorităților etnoculturale în societatea moldovenească. Mai mult ca atât, consider că tema aleasă este extrem de actuală în lumina acelor evenimente care se întâmplă astăzi. Noi avem mulți refugiați
și mulți dintre ei, neavând posibilitate financiară să plece în afara țării, ei vor și caută posibilități să se integreze în societatea noastră. Aici avem nevoie de analiza instrumentelor, de elaborarea mecanismului, de elaborarea politicilor care au ca scop final integrare socială a tuturor grupurilor din țara noastră. Mai mult ca atât, noi dacă ne dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană, apoi acolo toate principiile și mai ales egalitatea de șanse pentru fiecare, respectarea drepturilor omului, este o prioritate și se cere ca noi aici să nu avem restanțe. Deci eu vă rog să o susțineți pe autoarea tezei de doctor în științe politice, fiindcă a muncit mult, fiindcă are nevoie de susținerea noastră. Mulțumesc! Da, vă mulțumim mult de doamna Roșca. Deci, doamna Fortuna, vreți. Da, și rugăm și domnul Fortuna, domnul profesor, vă rugăm în calitate de membru a grupului de ghidare, vă rugăm și dumneavoastră să vă expuneți cu referire la colaborarea dumneavoastră cu doctoranda. Da, mulțumesc. Deci vreau să subliniez că pe Noha eu cunosc tot binișor, adică atunci când am venit la noi la institut, eu am fost nominalizat ca conducător științific. Și chiar am început să lucrăm. Și atunci ceea ce a subliniat doamna Roșca, sigur că am avut dificultăți, iarăși limba nu cunosc engleză, am studiat cândva alte limbi, și rusa adesea nu o cunoaște și iată, prin traducător, pe intermediar, sigur că erau dificultate. Deci eram hotărât să o ducem la capăt, dar transformările care au avut loc, s-a absorbit, cum a spus doamna Roșca, Institutul de Relații Internaționale cu Jehova la Universitatea din stat și eu am plecat în altă parte, așa încât, iată, doamna Roșca a devenit conducător și sper că s-o consider că acest lucru a fost benefic, fiind că dovadă fie la susținerea de astăzi la pe care o are Noha. Să se conținează și eu aceleși calități care le observați și doamna Ludmila, perseverență, dorință, motivație, se vede un timp. Dinăuntru era impulsul acesta, dorință. Care e, dar s-a fost susținut, s-a ajuns la final. Sper să fie. Vă mulțumim mult, domnul profesor. Și acum rugăm pretendenta la titlul de doctor în știință să ne răspundă la întrebările acordate. First question. Mm-hmm. After all the research, I want to propose about the and population plan, which will tell the Bedouin society integration first all of all through education and the. Then in other aspects such the economy and the control, the goal to integrate the Bedouin minority into Israel society in order for this happen to happen, the state of Israel must act according to integrate the a plan that includes first of all investment in the physical and the human infrastructure and then educational integration will be possible. Deci modelul despre care vorbește doamna Noha investiții în sistem. Which question? Which the question? First one is what it was about why do you think this is a political problem, integration of Bedouins? Why this is political? Inequality for the which
part of the Bedouin society in Israel and the Muslim minority in the north, between the Muslim minority in the in north, because her have a stronger political political stronger. Okay. Next. Lobby. Yeah. Good. Next. And the problem for the of land for the construction in Israel, establishment of educational infrastructures. Establishment of a transportation infrastructure and establishment of employment centers. Question number two. Choose this subject because it is touch me, and I. Religious minorities, national minorities, yeah. And I am member for the Bedouin society, and this research problem every day and every year in Israel. The Bedouin society is a. Is a national minority society in Israel, and it is not created their will. The state of Israel on can as a proper educational policy to better integrate the Bedouin society, which is minority society. In practice, it is hardly and very likely to. I choose to research the issue and propose solutions. I research the reality in Israel. I examine the possible ways of. Action and propose a significant change in a plan that in the pursuit of optional ideas that are already being implemented in some cities. Question number three. There are several ethnic minority groups in Israel. The groups in Israel, Arab Muslim and Arab Muslim and Arab Druze, Cherkessy. There's a difference between the Arabs and the Bedouins. What is the difference between Arabs and Bedouins? Arab minority and Bedouin? Arab Bedouin in the north and Arab Bedouin in the south. There is a difference. Language, culture, traditions, same religion, they are Muslims or not? Yes. Arabs and the Bedouins are Muslims? Yes. Most of them. Muslims, yes. The total numbers of minority society members is 24% of the total population. That means over 2 million people in Israel. Bedouin society it is a little more than 400,000 people, and with 30,000 living in south of Israel. Good.
This is democratic state, Israel? Recommendation? Democratic. Is it democratic state, Israel? Is democratic? Israel democratic? Through policies, so educational policies or not? Yes. Okay. It is democratic. For me. Paranteză spune cu ironie. For Moldova, it's important, this research results for Moldova. This is last question. Five. As in many other countries in Moldova, there are also ethnic minorities that include Russians, Ukraine and the ethnic minority select Gagauzians. The minority is ethnic and similar. It is characteristic to Bedouin minorities in Israel. The minorities included about 110,000 in Moldova, and as far I know, it has had the minority right since 1995. Okay. Next question. Other questions? Mm-hmm. Time. Okay. Question number 5. No, this is. Okay, thank you. For Gabriela. Yes. We slide the number 8. Okay. We slide number 8. În slide-ul numărul 8 puteți vedea modelul pe care... Înțeleg, vă ascult. Ok. Education size 10, a sense of security and the personal and the community image. Present my recommendation that detail the required inversion for the palace excavation. The palace plan included for stages. One significant improvement of the Bedouin society education size 10. Number two, improving the adoption and the occupational training system for the Bedouin society. Number three, improving the political leadership for the Bedouin society. And last, improving Bedouin settlement, local system, and the community society. All this can only exist if a national mechanism is established, as shown in the last slide. We see slide number 19. Establishment of a national mechanism
that promoted the integration of the Bedouin minority through the educational system into the majority society in Israel and for Moldova. A development of education system and the infrastructure. Increasing employment in Bedouin society and the author says that is and the cultivation of their organizational economic capacity. And last, personal society of Bedouin society. Okay. Thank you. Here we see the fourth step, step with the declared recommendations. Only have all four will go and the significant improvement because they depend on each other. Deci, ceea ce țin de ceea ce au spus Nuha, deci ea oferă modele și pentru statul Israel și pentru Republica Moldova. Primul este îmbunătățirea semnificativă a sistemului educațional din societate beduină. Doi, îmbunătățirea sistemului de training ocupațional în societate beduină. Trei, îmbunătățirea liderului politic în societate beduină și ultimul este îmbunătățirea sistemului local în ceea ce ține de cazare și securitate comunitară. Numai prin îmbunătățirea patru factori va fi ceva de succes. Ok. Question number 6. This is same in Moldova. We see the slide here promotes the integration of the Moldova. A development of education system in infrastructure, increasing employment in Moldova society. The author is bad guest and solution of their organizational economic capacity. Personal security of Moldova society. Aceste patru factori pot fi și pentru Moldova, dezvoltarea sistemului educațional și infrastructurii, îmbunătățirea angajamentului din societate moldovenească, bugetul autoritar și cultivarea. Autorităților, da, bugetul autorităților locale care își asumă politicii. Tot aceleași probleme și în Republica Moldova. Bugetul autorităților și cultivarea capacităților organizaționale economice în Republica Moldova și securitatea personală. Depinde cât e de cult liderul din localitățile. Mulțumim, doctor Andy, pentru răspunsurile oferite. Și acum eu am auzit răspuns la o întrebare. E vorba de care model a spus din care țară, nu? Aia. Which country model? Deci, și-a de Israel. Care se potrivește mai bine în contextul aici societății israeliene.
are multe țări analizate. Care din ele cel mai bun? Pentru Israel. Chapter number one. Okay, in Belgian, the Finland, sistemul de urmări. Da, da. Și acum rugăm referenții oficiali să-și expună părerea cu referire la teza elaborată de către Noha. Vă rog. După doamna profesor, dacă se poate, eu... Dumneavoastră, da. După doamna profesor, dacă îmi permiteți. Deci... După doamna Gabriela? Da, da, sigur. Da, doamna Gabriela. Suntem numai doi. Da, câte minute pot vorbi? 15 minute. S-a auzit? 15 minute. 15 minute. Bine, mulțumesc frumos. Tema tezei de doctor a doamnei Alva Chilinoha este un studiu circumscris analizei politicilor publice în domeniul educației cu impact asupra strategiilor de integrare a minorităților. Obiectivele tezei de cercetare vizează o abordare analitic-constructivă a conceptului de integrare socială prin intermediul proceselor educaționale, de asemenea interogarea politicilor de integrare a minorităților și a metodelor de integrare prin educație. Am observat de asemenea analiza interdisciplinară a contextului și efectelor transsocietale pe care efectele integrării le poate avea atât asupra societății israeliene, precum și prin extrapolarea asupra altor societăți eterogene în area internațională. Lucrarea este corelată cu direcțiile prioritare de cercetare și dezvoltare actuale, iar conținutul lucrării este reflectat și în publicațiile doamnei doctorande, respectiv materialul prezentat este unul echilibrat în cadrul capitolelor tezei de doctor, iar metodologia cercetării folosită este adecvată scopului urmărit. În prima parte a tezei face o trecere în revistă a principalelor teorii, modele, a numeroaselor sisteme, acordând o atenție specială aspectelor de integrare a minorităților. Suportul metodologic în care este prezentat atât cadrul teoretic, conceptual, științific, precum și principalele contribuții teoretice la abordarea metodologiei cercetării grupurilor etnice care trăiesc în state cu pluralități minoritare, se propune așadar o analiză comparativă a mai multor societăți cu mare varietate de minorități, precum și cu mare varietate de modele de integrare. Apreciem aici contribuțiile teoretice abordate ale diferiților autori cu trimiteri la surse multiple, începând de la Malinowski și Talcott Persons, la Claude Carbot, Blake, Castells, Peters, Hopkins și mulți alții, lucru care scoate în evidență valoarea teoretică a tezei. Desigur, autoarea are în vedere dificultatea analizei unei societăți precum Israelul, care are o mare varietate de minorități și, în principal, cu accent pe locuitorii musulmani. Autoarea face o analiză complexă, multidimensională a statului și a minorității arab-beduine. Am observat distinția pe care aceasta o face atât din punct de vedere geografic minoritar, precum o relație dintre politicile educaționale și strategiile de integrare a acestei minorități în societate. Însuși, conceptul de integrare este supus unui demers analitic complex, arătându-se că dincolo de preferințele față de anumite modele integrative adoptate de un stat, se află, de fapt, anumite atitudini pe care acest stat le are față de grupurile etnice. Totodată este subliniat că pluralismul etnic-culturalist are conotații ideologice.
Grupurile etnice au de a face cu o provocare ambivalentă, pe de-o parte nevoia de integrare socială și mai ales economică, în scopul mai bunei ocupări a forței de muncă și respectiv dorința de a-și prezerva cultura, limba, religia și așa mai departe. Cele două tendințe considerate de candidată în opoziție pot crea dificultăți atât în ceea ce privește integrarea, cât și în ceea ce privește construcția identitară civică. Măsura în care sistemul de învățământ participă la integrarea socială și economică, dar și la crearea identității civice, este o problemă de interes general pentru lumea contemporană și prin aceasta tema tezei este una de actualitate și interes mai larg decât societatea analizată. Aș zice eu, inclusiv pentru Republica Moldova și pentru România, dar și pentru alte state, unul dintre meritele tezei elaborate constă în identificarea dificultăților pe care le presupune procesul de integrare a minorităților, la care se adaugă valorificarea factorului educațional și punerea în lumină a potențialului sistemului de învățământ ca factor de integrare. Rezultatele cercetării întreprinse dovedesc că obiectivele au fost atinse și își demonstrează utilitatea pentru că oferă o imagine realistă asupra societății israeliene și asupra minorității musulmane beduine. Oferă și niște instrumente folositoare, acele recomandări pe care le face autoarea privind integrarea, recomandări ce pot fi extrapolate și pentru alte cazuri și situații din diferite state democratice, state care urmăresc consolidarea instituțională și dezvoltarea durabilă. Un punct foarte al tezei îl reprezintă identificarea factorilor responsabili și a responsabilității pentru starea comunității beduine din Israel, și anume guvernul, societatea israeliană, dar și liderii minorității beduine. Acestora le revine misiunea de a găsi soluții în vederea mai bunei integrări și de a implementa aceste soluții. Despre problema alienării reciproce am întrebat deja candidata, nu voi insista, referitor la analiza comparativă, iarăși am adresat o întrebare, e interesant că s-au folosit analogii cu alte țări cu o mare varietate de grupuri etnice care au modele foarte diferite de integrare și de pluralism, începând de la Canada, Marea Britanie, Statele Unite, țări europene precum Franța, Olanda, Belgia, Slovenia și altele. Perspectiva de abordare a politicilor publice mi s-a părut interesantă și s-a dovedit eficientă în prezenta lucrare, având în vedere că însuși conceptul de grup minoritar aduce în cercetare o serie de riscuri cu privire la diferitele medii sociale, dintre care cel mai pregnant este riscul discriminării din punct de vedere politic, economic, medical, cultural și nu în cele din urmă din punct de vedere educațional. Doamna Alvachilinova a demonstrat în teză că diferitele modele de incluziune au ca precondiție diferite moduri și perspective asupra conceperii națiunii, rolului națiunii și statului. De la perspectiva în care toți cetățenii, indiferent de apartenența etnică, sunt considerați parte al aceleiași națiuni, așa cum concepe Franța, de pildă, la perspectiva în care dinamica majoritate-minoritate sau majoritate-minorități justifică dreptul de autodeterminare a majorității, așa cum practică Israel, la perspectiva binațională, unde două grupuri și două identități își exprimă identitatea fără a se înregistra diferențe semnificative de status, așa cum este cazul Belgiei, pe care l-a și subliniat în răspunsul la întrebare. Este de remarcat, de asemenea, folosirea metodei istorice a perioadelor, o taxonomie a perioadelor de implementare a politicilor educaționale în Israel, începând cu perioada 1 de pionierat, care durează până în anii 60,
pusă sub semnul idei All for Nation, totul pentru națiune, cu a doua Excellence Above All, excelența pe primul plan, cu a treia perioadă, anii 80 până în 2000, a comparației, a privirii în afară, comparației cu sistemul internațional, și o a patra perioadă care se derulează până în prezent și care construiește viitorul pentru sistemul educațional israelian, Striving for the Future. Desigur, în ceea ce privește societatea arabă și minoritățile, doamna Alva Tulinoha observă trendul pozitiv și dinamica de dezvoltare, dar observă și părțile negative, marile diferențe, probleme, clivaje care sunt încă de depășit. Sistemul de educație israelian este alcătuit, așa cum vedem din teză, din mai multe sectoare, împărțit în funcție de naționalitate și apartenență religioasă. Populația arabă este școlarizată în sistemul educațional vorbitor de limba arabă, care include atât școli formale cât și informale, dar supervizate de Ministerul Educației, și este împărțit, așa cum am aflat din teză, de către Ministerul Educației din Israel în patru grupe: arab, rus, cerchez și beduin, fiecare cu programul său unic de învățământ. Doamna consideră că segmentul beduin al minorității arabe necesită o abordare specifică din punct de vedere al politicilor educaționale, din perspectiva riscului sporit de abandon școlar. Într-adevăr, o problemă care ne interesează destul de mult astăzi, a riscurilor de comportament delinvent, inclusiv traficul de droguri, marginalizare, sărăcia, problemelor mari privind ocuparea forței de muncă. Sunt analizate mai multe aspecte politice, sociale, ale discriminării minorităților în Israel, autoarea evidențiind diversele probleme pe care discriminarea le generează, de la probleme teritoriale și legislative, cum ar fi situația beduinilor care locuiesc în așa numitele localități nerecunoscute oficial, care au un statut rezidențial ambigu, până la aspecte religioase și economice, cum ar fi bugetele afectate cultelor, discriminarea pe piața muncii și, nu în cele din urmă, cea culturală și educațională. Se face o analiză a datelor privind sistemul educațional în rândul minorității beduine, arătându-se că atât aspecte privind negative privind personalul, cât și infrastructura, de pildă lipsa resurselor umane, a profesorilor înalt calificați, dar și a resurselor materiale, tehnologice, științifice, educaționale, ei bine, toate acestea afectând într-o măsură mult mai mare, de multe ori chiar spre dublu, minoritatea arabă și arab-beduină, spre deosebire de populația școlară ebraică. Cercetarea este inedită, originală din punct de vedere științific și conține concluzii și recomandări valoroase privind integrarea prin educație, ilustrând interesant dinamica majoritate-minoritate și arătând că responsabilitatea pentru integrare aparține mai multor factori, mai multor autorități, mai multor decidenți, și oferind un potențial aplicativ al diferitelor modele teoretice. Se face o analiză critică a diferitelor etape de implementare a politicilor, se fac observații privind diferențele în abordarea strategiilor în domeniul asupra minorității arabe din nordul țării și asupra celei din sud, beduine, cu implicații asupra situației economice și mai ales a pieței muncii. Potrivit rezultatelor cercetării, interesant este că minoritatea beduină pare să sufere discriminări duble, atât din partea majorității ebraice, cât și din partea celorlalte minorități arabe. Mecanismele de integrare pe care le promovează autoarea vizat atât nivelul național, dar foarte interesant și cel local, provincial.
Mecanismele acestea, desigur, sunt utile și pentru alte țări, inclusiv pentru țările care fac demersuri pentru integrare regională, europeană, etc. O linie valoroasă care se desprinde din cercetare o constituie și problema segregării din punct de vedere educațional și din această perspectivă autoarea prezintă date concludente și trage concluzii interesante pe care le argumentează și include recomandări pentru diferite niveluri de autorități. Din lecturile și analiza tezei, putem afirma așadar că lucrarea are un fundament teoretic bine proiectat, un conținut calitativ cu elemente de originalitate și creativitate, o structură logică bine argumentată, conținând recomandări utile pentru politicile guvernamentale și adresate diferitelor structuri decizionale. Există și un bun potențial ca linia de cercetare să poată fi continuată mai departe pe această problematică, drept pentru care, în concluzie, cred că teza de doctor a doamnei Alva Chilinoha corespunde tuturor cerințelor unei lucrări științifice de nivel doctoral, iar autoarea se califică pentru a-i se conferi titlul științific de doctor în științe politice la specialitatea prezentată spre susținere. O felicit și vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumim mult, doamna profesor, și acum îl invităm pe domnul profesor Sprâncea să-și expune avizul cu referire la teza elaborată. Da, vă mulțumesc frumos. Într-adevăr, după discursul doamnei profesor, deja va fi mai ușor să și mai repede, probabil, voi prezenta aceste puncte pe care le-am, acele momente pe care le-am semnalat la lecturarea, analiza tezei. Nu voi trece în revistă deja principalele repere ale tezei, structura și mai departe, dar voi menționa că teza de doctor în științe politice a doamnei Noha Alvakili, intitulată The Educational System as Integration Factor of National Minorities in Israeli Society Educational Policies, reprezintă totuși o cercetare în cadrul așa dedicată unui studiu a sistemului educațional din Israel ca factor integrator, aș sublinea acest lucru, ca factor integrator al majorității și minorităților naționale. Desigur că accentul, după cum s-a și menționat în acel schimb de întrebări-răspunsuri, accentul pe care autoarea a pus în această teză cade mai ales pe evoluția și dezvoltarea politicilor educaționale în Israel, mai ales a minorității beduine. Acest lucru este reflectat și în scopul investigației. Desigur că aceste politici educaționale în statul Israel favorizează, din perspectiva etă, în opinia autorului, favorizează procesul soluționării urgente a unor probleme științifice legate de asigurarea unei dezvoltări umane armonioase și în concordanță cu acele priorități și standarde de securitate personală, de securitate umană, deci aceste standarde internaționale, dar și, desigur, că standardele naționale în statul Israel. Tema aleasă, vă remarca că tema aleasă de către pretendent nu este numai de interes științific, dar, după cum s-a văzut și din multiple intervenții, din teze reiese și din autoreferat, că are un interes practic și metodologic important. Scopul cercetării întreprinse de doamna Noha Alvakili a constat în a analiza un șir de probleme interdisciplinare. Voi remarca acest lucru, caracterul interdisciplinar al studiului. Deci aceste probleme interdisciplinare au fost analizate în contextul politicii statului Israel cu scopul integrării minorităților prin ajustarea corespunzătoare a sistemului educațional. Deci inclusiv prin acele recomandări, concluzii care se fac la finalul tezei, autoarea vine cu un demers așa important pentru a ajusta acest
aceste standardele, sistemul educațional, programele de studiu și abordarea chiar a autorităților față de procesul integrării minorității beduine prin intermediul ajustării acestui sistem educațional la necesitățile acestui grup minoritar etnico-religios, aș zice. Așa, de asemenea, autorul lucrării și-a trasat așa ca scop să cerceteze mai detaliat procesele politico-educaționale ca factor de promovare și integrare a minorităților în societatea israeliană, în special cu un accent destul de pronunțat, plasat asupra integrării în societatea din statul Israel a comunității beduinilor. Prin eficientizarea integrării sociale ca un rezultat al proceselor educaționale se urmărește ca societatea israeliană să devină semnificativ mai bună, așa, în viitorul apropiat, așa, mai deschisă și prin eliminarea acestor clivaje, acestor inechități sociale, în care drepturile omului sunt respectate mult mai strict, iar la fel ca și interesele și libertățile cetățenilor, mai ales de care aparțin acestor minorități etnico-religioase. Dar totodată se subliniază importanța respectării intereselor și libertăților cetățenilor, chiar indiferent de etnie sau trecând peste acest factor, și chiar de condiție socioeconomică, fiindcă minoritatea beduinilor sau comunitatea beduinilor din Israel se remarcă anume printr-o condiție socioeconomică distinctă față de majoritate, chiar și față de alte minorități etnice. Această perspectivă este pertinentă în opinia noastră și oportună, cea care este adoptată de autor, iar noutatea științifică a lucrării constă în elaborarea unui studiu politologic, totuși cu o anumită valoare importantă și în continuare mă voi exa pe cele repiere care au fost elaborate de ANACEC pentru a un fel de scenariu așa pentru avizele referențelor oficiale. În primul rând aș remarca aici că baza teoretică a tezei prezentate de doamna Noha Al-Vakili se prezintă a fi la un nivel înalt. Se face o analiză situației în domeniu prin sintetizarea celor mai importante trăsături ale mai multor sisteme de integrare educațională. Se fundamentează teoretic ipotezele și problemele formulate într-o manieră destul de originală. Inovația și originalitatea științifică, un alt punct care se cere să mă expun. Deci la acest capitol teza se prezintă la un nivel destul de bun, în acest sens se formulează unele idei proprii de către autor față de acele modele analizate de integrare educațională și de formarea unei societăți unite și care prezintă un grad înalt de coeziune. Așa, valoarea practică a cercetării iese de fapt în evidență așa, ca un punct forte al lucrării prin recomandările sale, prin concluziile generale formulate de autor la sfârșitul tezei. Implementarea rezultatelor reprezintă unul, poate chiar dintre cele mai forte puncte ale tezei și iar necesitatea de continuitate a cercetărilor la tema tezei cu un accent pe comunitatea analizată reiese firesc așa din întregul demers al autorului. Calitatea metodologică a cercetării, un alt punct important așa în avizul referentului, deci la acest aspect mă voi expune menționând că cercetarea se referă cercetarea conține formularea scopului și obiectivelor, repirilor epistemologice. Desigur că formularea scopului tezei nu este în concordanță directă cu tema, și acest lucru este important să remarcăm, nu este în concordanță cu tema, în totalitate cu tema tezei, este mult mai îngust, deci scopul investigației formulată față de tema care este, își propune să analizeze integrarea tuturor, de fapt, minorităților naționale în societatea israeliană, dar accentul este pus doar pe o singură comunitate etnică.
și religioasă. Deci, dacă e să ne axăm pe acele instrumente metodologice utilizate în cercetare, voi remarca că acestea totuși denotă un nivel acceptabil, așa, care permite realizarea în mare măsură a obiectivelor trasate. Metodele cercetare utilizate în lucrare de către autor corespund scopurilor, obiectivelor și sarcinilor trasate în această investigație. Deci, putem spune că metodologia aleasă este justificată logic. O altă rubrică se referă, importantă așa în aviz, se referă la conceperea și calitatea textului. La acest, referitor la acest aspect, voi remarca că, de fapt, problematica care este analizată, cercetată în teză, în lucrare, de fapt, se datorează unei situații în care teza este realizată, desigur, că în limba engleză, ceea ce este un impediment, așa, pentru autor, care nu este o vorbitoare nativă, așa, acestei limbi, și, desigur, că și calitatea textului nu este de un nivel, să zicem, care să exceleze, dar este de un nivel acceptabil, așa, ca rezultat. Deși, iată, în rezultatul acestei discrepanțe, da, că, iată, autoarea lucrării nu este o vorbitoare nativă a acestei limbi, în rezultat se atestă uneori în lucrare, da, unele, să zicem, dificultăți de formulare logică a unor idei, de structurare a conținutului lucrării și chiar, să zicem, de coerența ideilor expuse. Stilul științific totuși este unul simplist, simplu. Cuprinsul, din câte am văzut eu, cuprinsul lucrării conține unele erori de numerotare chiar a paginilor, ceea ce este regretabil, dar este probabil că un lucru care trebuie îmbunătățit, corectat, până la a fi depus această teză la, în variantă finală, la autoritatea respectivă, la NACEC. Eu m-am întâmpinat din această cauză, iată, unele dificultăți în lecturarea lucrării din perspectiva calității textului, dar totuși aceste aspecte nu pot diminua calitatea cercetărilor pe ansamblu și nu afectează în viziunea mea foarte grav concluziile și recomandările formulate de autor, care ies, desigur, din investigația întreprinsă de o calitate apreciabilă. Asigurarea bibliografică, un alt aspect care trebuie să fie analizat în aviz. Ea se referă la totalitatea surselor la care se face referință lucrarea, este una generoasă, este structurată, cu toate că realizarea tehnică și acuratețea prezentată de prezentarea bibliografiei la finalul lucrării lasă de dorit, nu în totalitate, nu întotdeauna este de o calitate înaltă, dar și referințele în text, în textul tezei, așa, nu sunt în totalitate cizelate, da, aș zice. La acest capitol, la fel, de perspectivă tehnică, eu consider că trebuie îmbunătățită teza. Desigur că în teză se întâlnesc totuși puține surse bibliografice recente, din ultimii 3 ani, deoarece ghidul respectiv anacecului, deci ne întreabă, deci, pe recenzienți, dacă într-adevăr sunt utilizate cele mai recente surse bibliografice. Eu am văzut cele mai recente surse bibliografice abia din 2021. Da. Deci, în per total, vă zic că completitudinea surselor bibliografice este în conformitate cu rigorile. O altă rubrică importantă se referă la calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Cu toate că în textul tezii nu se fac deloc referiri la sistemul educațional de Republica Moldova, la experiența autohtonă a integrării minorităților etnice prin procesul educațional, fapt care constituie totuși, în viziunea mea personală, o scăpare regretabilă, așa, din partea autorului, cred că putea să fie îmbunătățit teza, iată, prin această aducere în prim plan a unor lucrări autohtone, așa, dar cumva se explică acest lucru prin faptul că volumul totuși pentru asemenea lucrări este limitat. Da? Deci autorul nu își putea permite atingerea unor scopuri mai largi decât cele care deja au fost trasate.
Deci acest volum care este impus, așa, volum limitat, este impus de cadrul normativ în vigoare, totuși autorul menționează la rubrica concluzii generale și recomandări Republica Moldova și menționează societatea din Republica Moldova în contextul necesității implementării în sistemul educațional autohton a unor rezultate obținute în cadrul cercetării, după cum s-a remarcat și în la etapa întrebărilor răspunsurilor, într-adevăr, și Republica Moldova are anumite dificultăți de integrare a minorităților. Ele nu sunt omogene, ele diferă inclusiv ca abandon școlar și desigur că aici putem discuta foarte mult și trasa unele similitudini cu comunitatea analizată în teză. Totuși, recomandările formulate la finalul lucrării poartă un caracter general, în viziunea mea, sunt mai puțin concrete decât ar fi cazul să fie, poate, și în sensul acesta sunt private în mare măsură de concretețe, direcționalitate clară către instanțele și instituțiile care sunt indicate pentru implementarea acestor măsuri propuse de optimizare a sistemului educațional. Cu toate acestea, valoarea recomandărilor este certă pentru procesul integrării eficiente de către autoritățile statului Israel, a comunității analizate de către autor. O altă rubrică se referă la corespunderea conținutului tezei temei aprobate și publicațiilor candidatului și rezumatului. Se atestă o corespundere semnificativă, în viziunea mea, conținutului tezei cu publicațiile realizate de autor. Ele sunt în număr de 17 publicații, așa reiese din autor referat. Cu toate acestea, în conținutul tezei lipsește, iată, referința la subiect cheie lucrărilor, comunitatea deci beduinilor așa din Israel, asupra care autorul a plasat un accent deosebit. Cu toate că tema este mai generală decât conținutul tezei, aceasta nu a avut un impact negativ asupra calității, anume a cercetărilor. Obiecții și sugestii, fiindcă este necesar să nu trecem, da, să remarcăm și ceva obiecții și să propunem ceva, așa, în calitate de referent, iată, am remarcat 4 puncte. Se impune o mai mare accentuare în lucrarea corelației dintre politicile publice în domeniul educației din Israel și Republica Moldova, în viziunea mea. Într-o astfel de abordare, în viziunea mea, se va sublinia importanța și valoarea lucrării atât pentru domeniul practic din Republica Moldova, precum și justificarea susținerii tezei, unei asemenea teze cu asemenea temă în Republica Moldova. 2. Teza necesită importante ajustări la cerințele tehnice, în viziunea mea, care deja le-am remarcat, care sunt stipulate în actele normative în vigoare ca cerințe pentru lucrările de acest gen și acuratețea prezentării materialului, numerotarea diverselor compartimente ale lucrării, expunerea mai exactă a ideilor de către autor va putea aduce o valoare în plus, în viziunea mea, pentru lucrare, pentru scoaterea în prim plan a importanței teoretice a concluziilor și rezultatelor investigației. 3. Concluziile generale ale lucrării este necesar să fie corelate cu obiectivele trasate. După cum vedem, este o discrepanță dintre numărul de, chiar și numărul de obiective trasate la început și concluziile, care sunt mult mai largi, mult mai extinse, ceea ce în viziunea mea nu ar fi cazul să fie, ele trebuie să corespundă exact, obiectivele trebuie să fie realizate în totalitate, așa cum au fost trasate inițial. Deci, 4. Recomandările specificate la final lucrării ar fi binevenit să fie clar direcționate către autoritățile responsabile, inclusiv de îmbunătățirea practicilor vizate în cercetare, iar referința în recomandările de la finalul tezei la autoritățile Republicii Moldova se impune de la sine, în viziunea mea, în vederea implementării celor mai bune practici în domeniu, la nivel internațional, desigur, în beneficiul societății de Republica Moldova. Concluzia, privind corespunderea tezei titlului științific solicitat. Actualitatea problemei menționate în lucrare este care vizează necesitatea eficientizării politicii educaționale pentru o integrare mai eficientă a minorităților naționale nu ridică îndoieli, deoarece cunoașterea legităților și a impactului unor asemenea factori, cum sunt procesele politico-educaționale, este necesară și utilă din perspectiva realizării unei coeziuni sociale durabile prin integrarea eficientă a minorităților într-o asemenea societate tradiționalistă și cu un specific național pronunțat, cum este cea din statul Israel, în vederea asigurării unei securități societale, aș zice eu, a unui nivel înalt a păcii civice, inclusiv prin implicarea funcționării unor mecanisme
sociopolitice mai stabile și mai eficiente, cum sunt procesele decizionale și de promovare politicilor publice în domeniul învățământului și educației. Cu toate acestea, considerăm că rămâne insuficient de dezvoltată, de elaborată și fundamentată această perspectivă a scoaterii în evidență importanței politicii educaționale a statului, mai exam în contextul domeniului politologiei, în pofida aportului autorului ca că evidențierea problemelor științifice și practice se cer a fi rezolvate cu implicarea mai multor discipline de studiu, fapt care merită toată atenția pe viitor în cercetarea autoarei. Sperăm că autoarea va continua demersul său și iată va sublinia, va accentua aspectul politologic în viitoarele sale lucrări. În linii generale, devine evident că investigațiile întreprinse au fost realizate pe baza metodologiei sistemice, ce vine să valorifice corelația și interconexiunea dintre părțile componente ale unui tot întreg. Spectrul extins de principii, abordări și metode utilizate în disertația de doctor în științe politice se explică prin caracterul complex și extins al obiectului de cercetare a lucrării. Valoarea practică a rezultatelor cercetării se reflectă prin aplicabilitatea sporită a acestor în procesul de elaborare și implementare a politicilor și strategiilor de stat în domeniul educației. De asemenea, rezultatele cercetării pot fi aplicate, în viziunea mea, în procesul educațional. Desigur că această analiză acestor date empirice, acestor date statistice, trebuie să fie reflectate în anumite materiale didactice, desigur. De asemenea, rezultatele cercetărilor pot fi aplicate în niște strategii, poate, eu știu, locale, ale unor autorități locale, de integrare mai eficientă a acestor grupuri defavorizate, iar rezultatele obținute pot fi de către autor, da, iată, pot fi incluse în programele de studii, după cum am spus, atât în profilul academic specific disciplinilor sociopolitice, cât și în profilul academic umanist, de exemplu. În concluzie, disertația de doctor în științe politice ale doamnei Noha Alvakile reprezintă o lucrare științifică independentă. În viziunea mea, totalitatea rezultatelor științifice obținute constituie o realizare științifică semnificativă. Concluziile care reiese din demersul doamnei Noha Alvakile sunt, în viziunea mea, suficient de fundamentate, ceea ce ne permite să afirmăm că și ipotezele de lucru formulate la începutul cercetării au fost demonstrate la finisarea investigației. Teza de doctor în științe politice a doamnei Noha Alvakile întrunește, în linii mari, condițiile și cerințele necesare pentru astfel de lucrări, potrivit legislației în vigoare din Republica Moldova, iar doamna Noha Alvakile merită pe deplin acordarea gradului științific de doctor în științe politice la care aspiră, la specialitatea 561.01 Teorie și metodologie științelor politice, instituții și procese politice, ca rezultat al susținerii tezei, care în viziunea mea merită să fie apreciată cu calificativul bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, mult succes, da, pretendentii, în continuare și felicitări pentru teza realizată. Da, vă mulțumim mult. Nu știu, după o analiză atât de amplă, care a fost elaborată de către doamna profesor Gauden Hoft și domnul profesor Sprincea, îmi rămâne doar să zic că am lecturat cu deosebit interes această lucrare, pentru că și subiectul este de unul actual, da? Un subiect care are, deci, produce interes în deoseb pentru noi, comunitatea științifică din Republica Moldova. Am să punctez doar unele momente care, pur și simplu, am simțit eu o lipsă, da, în procesul de lecturare a lucrării. În primul rând, așa cum lucrarea a fost elaborată în Republica Moldova, probabil că doctoranda ar fi fost cazul ca să facă un studiu, o comparație, de exemplu, a integrării minorităților etnice din Israel cu cea a integrării minorităților etnice din Republica Moldova. Dar vreau să zic că, ținând cont de complexitatea subiectului analizat, lucrul acesta probabil că permite și oferă doctorandii șansa, da, de a face cercetări în continuare asupra acestui aspect. Deci vreau să zic că să felicit atât doctoranda cât și conducătorul științific
Și consider că doctoranda Akvali Noha merită să îi se confere titlul de doctor în științe la specialitatea 561-01 Teoria și metodologia politologiei, instituții și procese politice. Mulțumesc mult! Și acum oferim cuvânt doctorandii pentru a-și... Cer scuze! Nici problemă. Da, ce scuze. Eu probabil sunt cea mai ușoară situație, după toate expunerile colegilor, ale sale referenților, care au acoperit practic toate problemele și au scos evidențe plusuri și așa unele mici neajunsuri. Nu rămâne decât să constat și eu că, o să nu urmă toate cele spuse, că doamna Noha a realizat o lucrare bună, temeinică, care s-a realizat conform tuturor rigorilor pe care le-a menționat domnul referent. Și merită pe deplin să îi se confere titlul de doctor în științe politice. Felicitări, Noha! Și acum am rugat doamna interpretează să ne, să-i traducă doctorandii în linii generale, dar tezele sau obiectele care au fost expuse în Și încă ceva. Observația referitoare la bibliografie. Mm-hmm. Noi știm că ea este și trebuie refăcută bibliografia finală. Încă nu-i târziu. Noi târziu să lucrăm asupra tezei și să depunem. Spus că am făcut? Nu. Da, nu. Eu am să le arăt. Și acum continuăm deci ședința noastră. Rugăm doctoranda să-și expună sau să vină și să dea răspuns la cele obiecții care au fost înaintate de către referenții oficiali. Întâi eu trebuie să spun. Da. Mulțumesc. Deci, în avizul domnului Furtună se menționează că se cere extinderea analizei multiculturalismului în contextul în care, în societatea contemporană, se realizează integrarea diferitor grupuri în comunitate. Luna, spune, te rog. So, Mr. Fortuna, while writing, said that you highlighted models of integration of ethnocultural minority. He positively appreciated various the analysis that you undertake in contemporary countries, which offers equal opportunities to all national communities through integration into the education system. Și? Mai departe, ea răspunde acum. Da, da. Multiculturalism. Multiculturalism. Și nici asta? Yes, yes. Nu, și de asta aici. What is the question? Why there's no multicultural inside the thesis? De ce multiculturalismul este prezent în... Nu de ce este prezent. Dar nu e o întrebare, e o sugestie. Adică pe viitor se va să se pună accent. Da, pe... dar oricum este o sugestie, da, o recomandare, fiindcă acolo este, după părerea domnului Furtună, este prea îngust tratat... Deci doctoranta trebuie să fie sau de acord sau nu de acord cu domnul. Tratat fenomenul. Atât. Spune simplu, da, am să cred. Eu trebuie de format pe clar pe ei să înțeleagă. His opinion is to grow. Limba engleză s-ar discuta. You should know somehow. Ok.
When? This was just next. A suggestion. Deci este o sugestie. Ah, ok. Nu e întrebare, e o sugestie. Are you agree or not? Do you agree with this? Okay. Că dacă spune că nu și demonstrează, vă seama așa. Cele patru recomandări pe care le-a făcut domnul profesor Sprânceană se referă la o mai bună corelare a obiectivelor cu concluziile finale ale lucrării. Toți sunt tehnice. Ei, sunt tehnice, nu tehnice, dar sunt. Da, trebuie corectat. Da. Sigur. Eu înțeleg că ai de acord să schimbe și să redacteze lucrarea și cu totul este de acord. Și vom prezenta la ANACEC varianta cea mai varianta finală și îmbunătățită. Apropo, la ANACEC în ce limbă se va duce? În engleză, pentru că ea a fost elaborată și autoreferatul tradus. To correct all the suggestions to take into consideration. Da. Onorată asistență, vă mulțumim mult și prin cuvântul doctorandei noastre. The floor is yours. You can see something. First, opinion for Dr. Fortuna Petro. I thank you very much for the opinion in the research for multiculturalism subject came up already at the literature review stages and need for the multiculturalism between the minority and the general population is a critical need for the successful integration of the minority of all minority members. The state of Israel recognizes the Arab language, the existence of the holiday for the minority members. Muslim, Charter, Senia, and the Druze. But it's a contribute with the active stop payment of the recording of the multiculturalism, the multiculturalism reckoning should be similar to the action. Okay. Eu să dau cuvântul pentru domnul Fortuna, ceea ce a spus, că mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, cercetarea cu subiectul multiculturalismului, ceea ce a fost, cred că, din dumneavoastră și este foarte recunoscătoare. Necesitatea pentru aspectul dat între minoritatea și populația generală este o necesitate critică pentru o integrare de succes. Și statul Israel recunoaște limba arabică, existența la canțelor, sărbătorilor membrilor minorităților, musulmanilor, creștinilor și minorității druze. This one? Doctor Gabriela, tot sincere mulțumiri. A făcut tot ce era în puterea domniei ei ca să atingă scopuri și scopuri autentici și simte de sine stătător situația dată în statul Israel. De aceea, ceea ce ea a scris, ea crede că este foarte necesar pentru soluții integrale, ceea ce ea a prezentat în slide-ul numărul 19. Anything else? Deci, sincer, mulțumiri pentru toată lumea. Gabriela.
Dr. Svetlana? Yes. Thank you for the opinion. I really appreciate your opinion, and I also think that the fact of integration of the members of the minorities in both Israel and Moldova is correct. I definitely think that the integration of minority population among the general population is a realistic necessity for every country in their billion advantage of assessing the education system in successfully already from childhood the population learns to live together. Mulțumesc, doamna Svetlana. Eu apreciez opinia dumneavoastră și cred că faptul integrării membrilor minorităților și în Israel și în Moldova vor fi mai detaliat pe urmă, cred că, în cercetarea domniei. Deci, tot ce a fost spus, sunt mulțumiri sincere care au fost luate în considerație după ceea ce s-a vizionat, cred. Da. Încă ceva opinii? Thank you. Vă mulțumim mult, Noha, și acum, onorată asistențe, urmează runda de evaluare a lucrării și rugăm membrii Consiliului Științific, da, să rămână pe loc, iar oaspeții noștri, inclusiv doctoranda, să ne părăsească sala pentru a evalua. Comisia de doctorat, formată prin hotărârea Consiliului Științific a Universității de Stat din Moldova, din data de 21 decembrie 2022, în rezultatul susținerii publice de către Alcvachil Noha, a tezei de doctor în științe politice, la specialitatea 561-01, Teoria și metodologia politologiei, instituții și procese politice, cu titlul Sistemul de învățământ ca factor de integrare a minorităților naționale în societatea izraeliteană, politici educaționale, deci a evaluat teza de doctor în științe și comisia a hotărât de a atribui tezei de doctor în științe calificativul bine și de a propune acordarea doamnei Noha Alcvili titlul de doctor în științe politice la specialitatea 561-01 Teoria și metodologia politologiei, instituții și procese politice. Deci, ca rezultat al votării, da, pentru acordarea titlului de doctor în științe, practic toți membrii Consiliului Științific au votat pro. Și cu această ocazie ținem să felicităm acordarea titlului de doctor în științe doamnei Noha. Deci, felicitări! Congratulations! You are a doctor already, because our commission voted 5 pro votes, positive. So your thesis is evaluated as good, and you are entitled to write to complete your file and to submit it to the national agency for approval. Deci, sincere felicitări doctorandei și conducătorul științific, da, pentru activitate și elaborarea acestei lucrări și cu această ocazie spunem mulțumesc tuturor și deja ședința poate fi declarată închisă. Mulțumim! Pentru dosar,